Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Caraiman din județul Prahova a fost astăzi loc de pelerinaj pentru credincioșii din zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Așezământul monahal înființat în anul 1998 este situat la o altitudine de aproximativ 900 de metri, ceea ce face ca drumul fiecărui pelerin până aici să fie o adevărată nevoință. La hramul mănăstirii Caraiman, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Slujba a fost oficiată la altarul de vară din curtea așezământului monahal. Am trăit astăzi împreună marea bucurie și comuniune creștină, prilejuită de înălțarea Sfintei Cruci, care este hramul principal al acestei sfinte mănăstiri, care s-a ridicat așa ca un semn dumnezeiesc aici la poalele Bucegilor, unde întreaga vale este străjuită de Sfânta Cruce, monument al eroilor din primul război mondial. Este foarte frumos lucru și dăm slavă bunului Dumnezeu pentru faptul că ridicarea crucii după muntele Caraiman a fost urmată și de ridicarea mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci în momente de libertate și de reînceput al vieții noastre democratice și sufletești, care dorim să fie totodată și o viață cu mai multe străduințe și realizări în general pentru stabilitatea țării și a bisericii noastre. Hramul de la Sfânta Cruce este, iată, un hram care adună pe de o parte enoriași din orașul Bușteni, dar și oameni care se află în stațiune, în vizită sau au venit din localitățile învecinate pentru a se bucura de această sărbătoare și de binecuvântarea care ne vine prin Sfânta și Dumnezeiasca Cruce. În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Rafael Munteanu a fost hirotonit ierodiacon pe seama mănăstirii. Mulțumesc prea fericitului Părinte Patriarh pentru bucuria pe care ne-a făcut-o nouă viețuitorilor din această mănăstire. În primul rând pentru binecuvântarea și delegarea Preasfințitului Părinte Ieronim Sinaitul să vină să ne împărtășească cuvântul de binecuvântare al Preafericirii sale și să ne împodobească această slujbă frumoasă a hramului principal al mănăstirii noastre. Totodată sunt dator personal să-i mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh pentru binecuvântare pe care ne-a dat-o, aceea de a fi hirotonit într-un diacon astăzi și cu ajutorul Bunului Dumnezeu sâmbătă într-un ieromonah, Părintele Rafael Munteanu, un viețuitor al mănăstirii noastre, un părinte cu minte și ascultător. În cei 7 ani de viețuire în mănăstire, a dat dovadă de seriozitate, de responsabilitate și de o dragoste nețărmuită față de slujbele bisericii. Și de aceea am considerat de bună cuvință să-l recomandăm și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat recomandarea noastră, ne-a înțeles nevoile, pentru că, așa cum spunea și Preasfințitul, mănăstirea noastră este o mănăstire care nu se află undeva într-un loc izolat, ci se află, iată, în mijlocul unui oraș, pe Valea Prahovei, unde, cum de altfel, sunteți și dumneavoastră prezenți, mare parte, în calitate de enoriași, de turiști, de vizitatori, de localnici, fie din împrejurimi sau mai de departe. La Sfânta Liturghie de Hram au participat autorități locale și centrale, precum și numeroși pelerini veniți din mai multe zone ale țării.